România nu și-a dat acord la niciun nivel pentru ca Ungaria să deruleze în Transilvania programe de investiții, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, a transmis pentru G4 Media, biroul de presă al Ministerului Afaceri Externe, Oare este acesta un război economic între România și Ungaria pe fondul Transilvaniei? Am mai vorbit în trecut despre acest lucru, da, ungurii voiau să facă niște investiții foarte mari în Transilvania, ceea ce nu este o veste foarte bună pentru noi, pentru că de foarte multe ori Victor Orban a făcut niște declarații destul de, cum se spun eu, neprielnice pentru noi românii cu privire la Transilvania. Dacă mai țin minte și fularul ăla în care arăta harta Ungariei Mari, care da, cuprindea și Transilvania și care a fost purtat undeva pe anul trecut la ceva competiție de fotbal, la ceva de asta oricum, ceva oricum competiție sportivă, fotbal, nu mai țin minte. Dar da, ungurii au vrut să, să-și cambage și uh, ghearele în Transilvania și pe fundul acestor investiții, dar aparent România a făcut un lucru bun și a blocat programul de investiții al Budapestei în Transilvania, iar Ministerul Afacerilor Externe a declarat nu există consimțământul pentru derularea unor astfel de programe în România. Hai să vedem cu exactate ceea ce se întâmplă, ce erau investitorii care voiau să investească în Ungaria, care era motivul și cum a reușit România să blocheze acest program. Răspunsul a venit după ce Monica Cosma, șefa fundației ProEconomica, care supervizează programul de investiții al guvernului maghiar în Transilvania, a recrat în februarie că Ungaria vrea demararea unui astfel de program în nord-vestul României. Nu a fost încheiat niciun acord bilateral la niciun nivel între România și Ungaria pentru derularea de către statul ungar de programe de finanțare pe teritoriul României. În absența unui astfel de acord, nu există consimțământul părții române pentru derularea de către partea ungară a unor astfel de programe în România, au lucrat pentru G4 Media reprezentanții Ministerului de Externe. Unica Cosma declarase pentru publicația Cronica că este încă nevoie de un acord român-ungar pentru a lansa programul. Negocierile sunt în curs de desfășurare în acest sens. Negocierile privind continuarea programului de dezvoltare economică a Transilvaniei au început odată cu precedentul guvern de la București care a impus condiții diferite pentru investițiile economice maghiare în Transilvania. De atunci, războiul din Ucraina și criza energetică au devenit noi probleme. Finanțarea în continuare a sprijinului economii maghiar a fost discutabilă, dar vestea bună este că în ciuda problemelor economice, guvernul ungar a inclus acest program în bugetul de stat din acest an. Prin urmare, partea maghiară ar putea lansa noua licitație, dacă acordul mult așteptat cu România va putea fi finalizat. Vom actualiza datele în orice moment cu ajutorul organizațiilor de fermieri partenere. Dacă primim undă verde, putem lansa licitație într-un timp scurt, a explicat șefa fundației ProEconomica. Iar acum are să mai vedem și câteva informații despre conflictul ruso-ucrainian. Uh, ficei mele de 3 ani nu i-am spus încă nimic ce se întâmplă, e prea mică și nu știu cum i-aș putea explica, doar îi spun că tata o să vină, dar mai târziu, spune Natasha originar din Odessa mama a Marinei de 3 ani și a lui Gheorghi de 13 ani. Din 1 martie în Herson nu am avut mâncare, au fost vremuri cumplite, își amintește Dasha, o ucraineană din Cerdobovaica, un sat aflat lângă Herson. Acum nu mai avem unde să ne mai întoarcem acasă, spune Iulia din Cernihiv, în timp ce arată o imagine cu batul ei, Vladimir pozat lângă o casă în ruine. Natasha, Iulia și Dasha sunt trei din cei peste 100 de mii de refugiați ucraineni aflați în acest moment în România și care și-au păstrat, și care și-au părăsit țara în această vreme de război. Cu toții chinuiți de întrebări precum cât va mai dura acest război, când ne întoarcem acasă și mai ales unde este acum acasă. Să privești vreme delungată la o casă dărămată, proaspăt, distrusă după un bombardament, reprezintă cumva o formă de indecență. O astfel de imagine reprezintă oricum o privește dezolantă. Și să vă prezint puțin și cele mai importante informații din ziua precedentă. Pe scurt, Zelenski susține că Putin ar putea să caute succesul în țările din fostul bloc sovietic, Moldova, posibilă țintă. Zelenski spune că nu se poate așeza la masa negocierilor cu Putin, chiar dacă Erdogan ar fi mediator. Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege pentru transparența achizițiilor din armată după scandalul de corupție de la Ministerul Apărării. Victor Orban cere pace în Ucraina, critică războiul indirect al Europei împotriva Rusiei și refuză să trimită arme Suedia va trimite circa 10 tancuri Leopard și sisteme antiaeriene, organizate în Sărbănilor Unite cere justiție pentru victimele conflictului nebunesc din Ucraina, NATO, Ucraina va învinge și Rusia în ciuda unui an sumbru de disperare. China a cerut Rusiei și Ucraina să ia dialogul și a respins orice recurge la arme nucleare într-un document în 12 puncte publicat vineri la un an de la începerea războiului. Toate părțile ar trebui să sprijine Rusia și Ucraina să lucreze în aceeași direcție și să preia dialogul direct cât mai curând posibil, în vederea unei soluții pașnice, a comunicat Ministerul Afaceri Externe de la Beijing. Toate părțile trebuie să rămână raționale și să dea dovadă de reținere, să evite agravarea tensiilor și să prevină deteriorarea în continuare a crizei sau chiar scăparea de sub control, se arată în document potrivit Reuters. Intitulat Poziția Chinei cu privire la solicitarea politică a crizei ucrainene, documentul a fost publicat vineri din pe site-ul Ministerului Chinez. China încearcă de câteva săptămâni să joace rolul de mediator în conflictul ucrainean și a promis de câteva zile că își va publica poziția în vederea identificării unei soluții politice. În documentul dezvăluit vineri, Beijing adoptă o poziție clară împotriva oricărei recurgi la arme nucleare în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a prezentat această amenințare. Armele nucleare nu trebuie folosite și un război nuclear nu trebuie purtat. Trebuie să ne opunem amenințării sau recurgerii la armele nucleare, se arată în document. China solicită de de asemenea amblor țări să evite orice atac asupra civililor. Părțile implicate în conflict trebuie să respecte cu strictețe dreptul internațional umanitar să evite atacarea civililor sau a clădirilor civile. Războiul din Ucraina este o problemă delicată pentru Beijing din cauza legăturilor sale diplomatice și economice puternice cu Moscova, consolidate de interesul comun de a contrabalansa Statele Unite. China s-a declarat marți foarte îngrijorată de conflictul care se intensifică și chiar scapă de sub control. Oficial neutră, China face apel la respectarea suveranității statelor, inclusiv a Ucrainei, îndemnând în același timp comunitatea internațională să țină cont de preocupările de securitate ale Moscovei. Însă, presiunea occidentală crește asupra Beijing care nu a susținut, dar nici nu a criticat niciodată în mod public ofensiva rusă, exprimându-și în același timp în mod de repetat sprijinul pentru Rusia în fața sancțiunilor occidentale. În ultimele zile, secretarul de stat american Anthony Blinken și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că Beijingul ia în considerare furnizarea de arme Rusiei, acuzații negate cu fermitate de Beijing. Miercuri, diplomatul chinez cu rangul cel mai înalt și directorul biroului Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Comitetului Central al PCC, Wang Yi, s-a deplasat la Moscova, unde s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și cu președintele Putin. La finalul vizitei, Moscova a spus că Wang a prezentat abordarea Chinei în vederea unei soluții politice politice pentru conflict. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat joi că dorește să discute cu Beijingul acest document care prezintă poziția Chinei, apreciind drept pozitivă implicarea acestui partener apropiat al Moscovei. Am dorit să avem o întâlnire cu China. Este în interesul Ucrainei astăzi, a spus Zelensky. Faptul că Beijingul începe să vorbească despre Ucraina și să trimită niște semnale, acesta este un punct foarte pozitiv, a spus liderul ucrainian, sublinind însă că nu cunoaște conținutul documentului chinez și că prin în urmare, este prea devreme pentru a le evalua. Cam a fost, dragii mei, și acest material. Nu uitați să vă abonați și ce părere aveți de respingerea României cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu Ungaria și cu investițiile pe care doreau să le facă ungurii în Transilvania. Vă doresc mult succes și multă sănătate!